Trebuie pusă la arhivă și când aveți nevoie. Am intrat într-un program național de declarare a morților cerebrale cu posibilitatea de a preleva organe pentru anumiți pacienți care au nevoie de inimă, rinichi, ficat, plămân. Astăzi asta a fost și prima operație de acest. Deci a venit o echipă specializată pentru prelevare de organe. Echipa a venit de la București, prin Târgu Mureș, au avut acolo, din câte am înțeles, un astfel de caz. La noi a fost un caz declarat în moarte cerebrală, am anunțat, și atunci dânsii au venit pentru prelevare. Este vorba de un bărbat de 70 de ani, care avea o afecțiune cardiacă preexistentă. S-au recoltat ficatul și rinichii. Vă dați seama că, din nefericire, s-a prăpădit un om, dar prin gestul familiei s-au salvat 3 oameni. Este greu ca să convingeți în calitate de medic o familie ca să accepte prelevarea de organe? Deci, nu este un lucru ușor, pentru că poate și credința, poate și cutumele, avem senzația că trebuie să mergem așa cum ne-am născut dincolo. Cred că dincolo mergem doar cu sufletul. Restul. Unde vor ajunge aceste organe? La București. Cum a fost pentru spitalul județean? Mai sunt cazuri? Este greu pentru că vorba doctorului Mureșan, terapie intensivă, șeful de la terapie intensivă, care spunea, este greu să ții un om în viață. Este foarte greu să menții un om în moarte cerebrală ca organele să fie bune pentru a fi donate. Pentru că se fac niște eforturi deosebite, medicale și financiare. Nu este ușor să menții un cord în condiții bune, un rinichi, un ficat, toate trebuie să fie, investigațiile de laborator să fie în parametrii normali. Altfel nu se poate face prelevare. Mai aveți și alte cazuri în așteptare? Da, mai sunt și alte cazuri. Noi am mai avut situația de pacient care era în moarte cerebrală, însă din cauza faptului că investigațiile de laborator n-au permis prelevarea ficatului a rinichilor, s-a abandonat ideea de a se preleva de la respectivul. Dar mai avem încă cazuri pregătite pentru prelevare de organe. Au fost prelevate ficatul și rinichii, care urmează să fie transplantați în cel mai scurt timp. A fost o operație grea? Pentru noi a fost o operație de rutină. A decurs bine, nu au fost probleme. Am avut tot sprijinul celor de aici, de la spital. La cine vor ajunge cele două organe? Unde vor ajunge mai exact și ce se știe despre ele? Ficatul la București și rinichii la Cluj. Sunt persoane tinere cele de care vor primi organele? Nu știu. Această informație nu o dețin în momentul ăsta. Ce am putut spune despre donator? Donatorul a fost o persoană care s-a aflat în moarte cerebrală și datorită bunăvoinței familiei, s-a ajuns la această prelevare. Cam în cât de des se fac astfel de operații de prelevare de organe, sau cât de rar, mai bine zis? S-a mai desfășurat una pe parcursul nopții la Târgu Mureș și în ultima vreme destul de des. Operația a fost, așa cum a spus și domnul doctor, o operație obișnuită. Puțin dificil este până să ajungi aici. Este un bolnav fragil, care atunci când nu mai are coordonare cerebrală, deja organele funcționează fiecare pe cont propriu. Și sigur că dacă nu mai există un coordonator, destul de repede se decompensează. Deci este destul de greu de menținut până ajungi deci la acest stadiu.
este practic o operație cam la cronometru. În cât timp trebuie să ajungă organele la persoana care le-a... Da, 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 despre operație, da, se poate spune că este contra cronometru pentru că se dorește și trebuie să ajungă cât mai repede organele și cu cât ajung mai repede, cu atâta își vor relua funcția în nou organ, în nou organism în care vor fi. Cât a durat pregătirile? Pregătirile, acum, cum să o luăm pregătirile? Pregătirile, există această echipă care funcționează în țară, este non-stop, funcționează. Deci la ei nu pot să spun că e o pregătire, dacă termină într-un loc și se deplasează imediat în alt loc. Pregătirile sunt eventual pentru noi. Pentru noi este destul de variabil. Nu este un organism ca celălalt, ca durată. Deci din momentul în care se instalează moartea cerebrală, deci este clar, recoltarea se face de la cadavre. Deci, oameni care au decedat. Și pentru a mai menține artificial în funcție inima, ca să poată nutri aceste organe care vor părăsi organismul și își vor găsi o altă casă, ele trebuie să meargă în condiții cât mai bune, să poate funcționa dincolo, ca de la un nou început. Adică, și prin urmare, se fac eforturi mari ca această funcție a acestor organe importante, cum este inima, să fie cât mai bună și folositoare organelor respective, care încă nu sunt toate moarte.